Polițiștii din cadrul serviciului Arme, Exploziv și Substanțe Periculoase Hunedoara au efectuat pe parcursul acestui an numai puțin de 153 de controle la cei peste 3.000 de posesori de armă. Ce au descoperit aceștia? În cursul acestui an, polițiștii Serviciului Arme, Exploziv, Substanțe Periculoase au desfășurat activități preventive materializate în executarea unui număr de 153 de controle, ocazie cu care au aplicat 6 sancțiuni contravenționale, au dispus măsura suspendării permisului de armă față de 6 posesori și au anulat un număr de 229 permise de armă. Cu ocazia desfășurării acestor activități au fost ridicate în vederea confiscării 44 de arme letale, 76 de arme neletale, peste 2500 cartușe calibre, capse în jur de 200, 0,5 kg pulbere de vânătoare, 18 kg articole pirotehnice și circa 8 kg produse de protecție a plantelor. Hunedoreni care dețin arme au comis și câteva infracțiuni și aici sunt incluse și acțiunile de braconaj. Infracțiunile cele mai curente descoperite au vizat în primul rând posesorii de permise de armă care nu s-au prezentat în vederea prelungirii valabilității permisului de armă în termenul legal. Au fost constatate infracțiuni și la regimul protecției vânatului, un număr de 12 infracțiuni. În rest, să zic, evenimente deosebite nu am avut în cursul acestui an și ne dorim acest aspect. În județul Hunedoara există peste 3.000 de posesori de arme letale și neletale, care dețin în total peste 5.500 de arme. De asemenea, sunt 77 de persoane juridice care au 880 de arme de diferite categorii și pe raza județului există 7 magazine unde se comercializează arme și muniții.